Bun găsit la Față în Față cu reporterul. Sunt Liliana Mircea. În acest an a crescut exportul de prune, mere și struguri. Și asta datorită faptului că producătorii noștri, în comun cu asociațiile de profil, dar și cu autoritățile din domeniu, au identificat noi piețe de desfacere. E vorba în special de țări din Orientul Mijlociu. E o oportunitate atât pentru producătorii și exportatorii de fructe, dar și pentru stat. Cu toate acestea, producătorii și exportatorii întâmpină dificultăți atunci când vor să-și ducă marfa peste hotare. E vorba de trecerea frontierei moldo-române, unde camioanele cu fructe staționează mai multe zile la rând, fapt pentru care exportatorii se aleg cu pierderi mari. Sunt nevoiți să achite plăți duble, chiar triple, pentru costurile de logistică și asta în pofida faptului că există norme legislative care dau prioritate produselor ușor alterabile la trecerea frontierei. Despre toate acestea vom discuta astăzi cu invitații mei din studio. E vorba despre Anatolie Coadă, managerul întreprinderii de creștere a fructelor din Semionovca. Ștefan Vodă, bună seara! Bună seara! Iurie Fală, directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, bine ați venit la noi în studio! Grigore Baltac, șeful direcției politici în sectorul vegetal al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună seara, bine ați venit la noi studio. Bună seara, bine vă găsit. Acum o scurtă prezentare a ediției de astăzi. În acest an, producătorii de prune, mere și struguri au exportat cu mult mai multe roade decât în anii precedenți. Acest struguri, spre exemplu, urmează să ajungă în Mongolia. Vedem că ciorchinul este verde, nu este afectat de careva boli, el este de calitatea aceea bună și înaltă de care a fost adus din câmp. Dacă anii trecuți merele erau exportate preponderent în Rusia, acum exporturile au fost orientate spre alte piețe. Începând din anul trecut, noi am început să exporta în țările arabe. Anul acesta, practic, toate merele se duc în țările arabe. Asta e Arabia Saudită, asta e Dubai, o să fie și Qatarul. Acum planificăm săptămâna viitoare livrarea în Iordania. În afară de faptul că nu există deocamdată acorduri de liber schimb cu astfel de țări, exportatorii întâmpină și alte dificultăți în timpul exportului de fructe, între care trecerea frontierii moldo-române. Noi nu putem trece vama, trebuie maxim 4 zile mașina să fie încărcată și ajuns și descărcată în containerul cel maritim, în vapor, și să fie conectat la priza electrică. Exporturi mari de fructe, impedimente și mai mari. Domnule Baltac, vă rog mult să ne spuneți cam care este, deci, majorarea exportului de struguri, prune, mere și, evident, se datorează identificării a noi piețe. Da, evident. Dar, în primul rând, producția recoltată de fructele la care vă referiți se datorează efortului depus de către fermieri, tehnologiilor, de prelucrare și cultivare și a condițiilor naturale care au avut loc în anul curent. Spre exemplu, în anul curent, deja pe piața de export au fost livrate circa 100.000 tone de mere, vreo aproximativ 78.000 tone de prune, circa 70.000 tone struguri. Deci evident că este o cantitate net superioară cele din anul precedent, anul 2022, în primul rând din cantitatea care există și recoltat și în al doilea rând din extinderea piețelor de desfacere. În anul acesta, efortul depus de către agenții economice, asociațiile de profil, s-a reușit extinderea numărului de piețe, a numărului de țări. Spre exemplu, au fost identificate noi piețe de desfacere, cum ar fi Afganistanul, iată acum am văzut Mongolia, o nouă piață și de perspective. Spre exemplu, pentru producția de mere, este o piață care în ultimii ani se dezvoltă vertiginos, ar spune piața din Kazahstan, care practic cred eu că în anul următor va fi echivalent cu, după cantitatea livrată cu piața din Federația Rusă.
Deci aceste toate eforturi conjugate, evident că a dus la poziționarea Republicii Moldova ca și exportator de fructe și struguri în stare proaspăt bine recunoscut. Domnule Fala, știm noi că Moldova Fruct este un actor principal în identificarea de noi piețe. Discutam noi într-un interviu acum 2 ani și exact atunci, 2 ani, un an și atunci, deci se făceau negocieri cu țări din Orientul Mijlociu, spre exemplu. Spuneți-mi, a fost foarte grea calea spre aceste piețe? Orice piață este foarte grea. Să penetrezi, să te poziționezi în piață, pentru că piața nu e cerință noi și cerințele cele trebuie transferate în tehnologii de producere și ajustarea la ele. Eu aș vrea să fac o mică precizare ca să fie clar și pentru telespectatori. În anul acesta noi am exportat mere mult mai puține decât în anul 2022 și asta se referă din motiv că în 2022 noi am avut o secetă foarte mare. Pentru parcursul unui an se exportă recoltele din 2 ani, da? Adică din anul precedent până la 1 iulie și de la 1 iulie până la sfârșitul anului din recolta nouă. Iată, recolta foarte slabă din 2022 a influențat sezonul de vânzări din prima parte a 2023. Și noi avem o reducere de la 192.000 de tone exportate în 2022 la practic 110-112.000 care să le registrăm în acest an. Și asta se datorează factorilor climaterici. Dacă să ne întoarcem la piața de desfacere, ele sunt în permanent vizorul Asociației Moldova Fruct. Noi avem o strategie în cadrul Asociației pe termen de 3-4 ani de zile pentru fiecare specie de fructe în parte. Mere, prune, cereș, cais, struguri de masă. Care ar fi pașii de întreprins la toate nivelurile, începând de la producere, sortiment de soi, infrastructura de post-recoltare, promovare, marketing, ambalaj, toate lucrurile astea, inclusiv și inițierea negocierilor de pătrundere pe alte piețe, împreună cu noi anul acesta am încercat anul trecut să penetrăm piața Egiptului, dar nu s-a reușit pentru că Egiptul ne impune o taxă de 42% pentru import. Și acest lucru poate fi atins numai în cazul când, sau excluderea acestea numai în cazul când noi vom fi membri a Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană nu are astfel de, ei au acord de liber schimb, iar cu Republica Moldova suntem în proces de negociere, spre exemplu, a acordului de includere anumitor, spunem așa, să fie analizate mai structurat. Este o țară foarte mare, de 110 milioane de locuitori și nu este atât de simplu. Dar, iată, pentru acest an și anul trecut am înțeles eu că au fost exportate. De ce țări e vorba? Deci, Noi vorbim că... Care sunt noile piețe? Eu o să prezint, mi-am luat aici niște cifre, o să vă spun că dacă în 2021 noi exportam în Uniunea Vamală sau regiunea euroasiatică, unde inclus și țările care au fost menționate, Federația Rusă, Belarus, Kazahstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, noi exportam 99,6% în total. Așa. Dintre care Rusiei reveneau 96%, atunci în 2023, 11 luni, pe această destinație deja s-a redus ponderea de la 99,4 la 83,4, da? Adică practic cu 16% s-a redus ponderea. Este un lucru foarte mare, ținând cont de faptul că vecinii noștri și în alte țări, merele sunt principala specie de fruct care este produs. Este o concurență foarte mare, dar pașii sunt în direcția corectă. Dacă în 2021 noi exportam mere în 18 țări, în primele 11 luni ale 2023, noi deja exportăm în 40 de țări. Cantitățile nu sunt
foarte mari. Nu sunt mari. Și iată, producătorul din reportajul dumneavoastră este un exemplu care s-a reorientat practic totalmente de la piața tradițională către piețe mai îndepărtate, dar mai stabile. Producătorul din reportajul dumneavoastră este Anatolie Coadă. Deci, domnule Coadă, spuneți-mi, vă rog, știm că strugurii dumneavoastră de soi Moldova sunt exportați și în Europa, dar și, după câte au auzit telespectatorii, și în Mongolia. Deci, spuneți-ne, cum credeți, prin ce ați cucerit? Cucerim, în primul rând, cred că ca și cu mulți alți colegi, prin calitate și calitățile gustative a fructelor. Astea sunt două criterii, așa spunem, mai de bază, pentru că vorbesc de struguri și deosebi struguri de soi Moldova, dacă să vorbim. La noi în țară recoltează 80% din cei care se ocupă cu recoltarea strugurilor. De masă. De masă, da, evident. Dar ca să ai un rezultat, atunci trebuie să te axezi pe calitatea mărfii, pe calitățile gustative. Și atât, prin astea două, noi cred că am reușit anul ăsta să le punem la un nivel foarte înalt și de aia am avut exporturi foarte bune în țările europene și anume mai mult în Polonia. Haideți să le arătăm telespectatorilor și reportajul care urmează. Veți afla chiar acum în ce mod sunt ambalați, păstrați și depozitați strugurii de la întreprinderea de creștere a fructelor din Simionov, ca Ștefan Vodă, pentru a fi exportați în siguranță. Struguri de soi Moldova ajung la consumatorii din mai multe țări ale lumii, în afară de mai multe țări europene. În acest an, întreprinderea exportă struguri și pe alte piețe. Atenție la ecran! Angajații de aici pun cu grijă strugurii în lăzi. Acest lot de struguri de soi Moldova va ajunge tocmai în Mongolia. Avem o producție crescută de noi foarte frumoasă, ne place că am crescut așa poamă frumoasă. Suntem satisfăcuți de lucrul care l-am făcut. Foarte gustos și azi chiar am mâncat așa ca parcă să nu mai știu de pe butucă să culeș. În afară de faptul că sunt delicioși, strugurii e neapărat să fie și de calitate. Vedem că ciorchinul este verde, nu este afectat de careva boli, el este de calitate aceea bună și înaltă de care a fost adus din câmp. Am fost curioși să aflăm ce fel de lucrări execută acum angajații. Am făcut-o de la început cu codița cu vârful în jos, acum o întoarcem cu codița în sus. Managerul întreprinderii Anatolie Coadă ne-a explicat că anume astfel a cerut să fie aranjați strugurii în lezi cumpărătorul. Europenii îmi preponderesc, doresc să fie așezat în ladă cu ciorchinul în jos. Mongolezii doresc să fie cu ciorchinul în sus. Noi ne conformăm la piața cumpărătorului, la cerințele cumpărătorului. Podgoriile de viță de vie de soi Moldova ale întreprinderii se întind pe mai bine de 31 de hectare, iar strugurii de aici ajung pe teșghelele magazinelor din mai multe țări ale lumii. Exportăm struguri în România, am exportat deja struguri în Cehia, în Ungaria, Polonia, Mongolia și cel mai puțin în Rusia. Asta este geografia. Dacă se luăm în procentaj, cel mai mult îi revine pieței europene. Cam cât procent? Spunem 70% din exporturi. Sunt struguri crescuți cu ajutorul tehnologiilor moderne care au randament de 10 de tone la hectar. Noi ne-am pus lucrul ăsta de a crește calitatea strugurilor, anume bazându-ne pe sistemul de suport pergola, având o sistemă de irigare performantă, cu un program bine gândit de fertilizare
și un program bine gândit de protecție. Managerul întreprinderii afirmă că în astfel de frigidere strugurii se păstrează foarte bine. La gust, însă cei așa de aromați și dulci, s-au păstrat și se păstrează bine, nu au semne de ceva boală, adică este o marfă care se păstrează destul de bine la condițiile de frigider. Frigiderul performant al întreprinderei cu 6 camere frigorifice are o capacitate totală de 900 de tone. Investițiile au fost de surse proprii, dar evident că nu ne-am putut permite acest mare lux și am apelat la ajutorul statului și am accesat un grant credit pe baza proiectului 373 în sumă de 5 milioane și iată cu ajutorul acestor surse adăugătoare, evident că am reușit construcția frigiderului dat. Anatolie Coada afirmă că în acest an și polonezii au descoperit strugurii de soi Moldova. Au rămas impresionați în primul rând de calitățile gustative ale strugurilor. Au descoperit anume prin faptul că strugurii dați soiul Moldova a noștri sunt de o calitate bună și sunt dulci. Deci, tehnologiile performante aduc calitate, dar și roadă bună la hectar. Întrucât plantația întreprinderii abia al doilea an pe rod, producătorii sunt siguri că roada va crește de la un an la altul. Anul acesta, cu ajutorul Domnului și toate invențiile care le-am implementat, am ajuns la recoltare la circa 30 de tone per hectar. Asta e o roadă bună. Da, este o roadă bună, pentru că plantațiile din Moldova tradițional, ele au o roadă de 19-20 tone la hectar. Sistema de pergolă se ridică la hectar și 30, 35, chiar și 40 de tone. Adică, deja de anul plantații, de sistema de fertigare, astea sunt mai mulți factori, dar se înregistrează așa date. Domnule Coadă, uitați-vă că, mă rog, ne uităm, privim, vedem că e o roadă extraordinar de calitativă și așa mai departe, dar numai dumneavoastră știți câtă muncă e acolo. Deci, ce este cel mai important, iată, atunci când vreți să faceți calitate? Haideți să zic așa, acești struguri sunt verificați. Deci și de cei care vor să vii cumpere și de dumneavoastră faceți autocontroale, folosiți niște substanțe care doar se permit, deci pe teritoriul țărilor acolo unde vreți să le exportați, cum este. Deci trebuie să țineți cont de o mulțime de rigori. Lucrul ăsta, ca să ajungem la noi la moldoveni, se mai spune că toamna se numără bobocii, dar îi cumpărăm din primăvară, știm ce data începe mai crește. Să începem toată lucrul ăsta, activitatea asta de la un început bun de an, atunci când îți faci un schiț plan business, unii trebuie să tinți și unii trebuie să ajungi, cu niște scheme bine gândite de fertigare, niște sisteme bine gândite de protecție a plantelor și sisteme, un sistem programat bine de irigări. Iată, astea trei în complex. Dacă să ne îndeaxăm pe sisteme de schema de protecție, atunci e clar și evident că dacă ai de gând să mergi cu struguri în piața europeană, e clar și este bine aranjat în Republica Moldova, este registrul de stat unde sunt omologate toate substanțele, toate chimice, adică substanțele lor, adică a preparatelor, preparatele însuși, care sunt omologate pentru cultura dată. E evident că le folosești pe ele, pentru că altfel, admiterea riști să nu ca certificatele de calitate, de conform de la ANSA, când mergi și pregătești documentele, deja ajungând în toamnă la export. Evident că astea sunt pas cu pas, făcând lucrurile astea, adică ținând la control situația fitosanitară a culturilor, ținând situația la control a programului de fertigare de hrană corectă, de irigări,
pentru că știm că suntem într-un an aridi și fără irigare, agricultură performantă nu reușești să faci. Noi avem sistem de irigare bine performant izraelitean, care funcționează foarte bine și uite toate aceste lucruri, evident că sârguința, evident că jertfire, evident că te scoli dimineața la ora 4, te culci odată înainte de miezul nopții, puțin, iată lucrurile astea. Visezi struguri de soi Moldova? Da, visezi struguri de soi Moldova. Iată lucrurile astea, în fine, îți bucură sufletul și ochii când ajungi toamnă și vezi. Dar toate acestea, numai ansamblu, numai echipă, numai bine gândit, numai uneori adresând și multe adresări la specialiști în vigoare, cu unele sfaturi. Iată, asta ne duce să ajungem ce am ajuns și anul ăsta în toamnă. Domnule Baltag, exportul de fructe moldovenești în țările din Orientul Mijlociu ar fi mai avantajos într-un fel decât în țările europene? Mă refer la concurența care există în țările europene. Pe locul probabil da, dar în primul rând din datele care noi dispunem, statistica care noi avem în cadrul Ministerului, demonstrează structura exporturilor în țările din Peninsula Arabică, din țările arabe, din Orientul Mijlociu, prețul unitar este mai înalt. Astfel, asta într-o oricare măsură favorizează inițierea fermierilor de a se lansa pe piețele respective. Totodată nu trebuie să uităm că logistica este mai nevoioasă, dar doar în comun, așa cum a menționat și domnul Anatolie, doar în comun pot fi realizate anumite rezultate eficiente pe anumite piețe. Deci este una din sarcinile Ministerului Agriculturii, este de a promova asocierea producătorilor, anume pentru a se lansa pe piețe mai avansate, pe piețe mai îndepărtate, iată, uh-huh, în Mongolia, în Kazahstan, în țările arabe și așa mai departe, prin asociere, grupuri de producători. Uh-huh. Spuneți-vă, rog, domnule Fala, iată, dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți despre piața europeană și despre alte piețe? Dacă să continuăm discuții de care s-a menționat domnul Baltag, piețele din Orientul Mijlociu, din Golful Persic și chiar mai îndepărtate, din Asia de Sud-Est, ele sunt atractive pentru producători, pentru că ele nu produc miere. Ele nu produc miere, iar consumul de miere este practic constant pe parcursul întregului an. Adică ei consumă 12 luni în 12 luni. Și aici trebuie să înțelegem niște lucruri, da? Adică ce a menționat domnul Anatolie, și anume astfel de abordări profesionale față de a produce fructe profesional sunt obiectivul de bază a asociației noastre. Uh-huh. Adică trebuie să controlăm factorii de producere. Fructele care se dezvoltă în stres, ele nu pot să se încadreze în parametrii de calitate. Adică dacă el are suficiență de apă, el reacționează. Dacă el nu are suficiență de îngrășăminte, el reacționează. La toate, dacă nu e protejat contra bolilor donatori, și aici factorii cheie sunt calitatea. Și în țările din Orientul Mijlociu, ei au preferințele. Da? Adică ei iubesc mierele care sunt roșii, care sunt dulci, care sunt crocante, care sunt suculente și au o fermitate destul de bună. Mă refer și toate acești indicatori sunt controlați. Adică, ca să pătrunz, pentru că trebuie să ne închipuim, noi, în sectorul de mere, tradițional, merele sortate de la depozit din Moldova, în decurs de o zi jumate, două, ele ajungeau la destinații. Și plus încă două săptămâni jumătate viață de raft în magazine. Iată, în țările din Orientul Mijlociu noi vorbim despre tranzit. Tranzitul, de exemplu, din punctul A, casa de ambalare a domnului Matkovski, și punctul B, portul Jebel Ali în Dubai, da? Ele pot să dureze până la 30 de zile, cu toată logistica. Și încă plus
două săptămâni de viață pe raft. Și toate aceste lucruri trebuie să le înțelegem că ele necesită alt tip de efort pe care noi tradițional le-am făcut. Și dacă este vorba despre mere, deci plantațiile super intensive de mere, frigiderele de păstrare, dar și linia modernă de sortare au adus la oportunitatea mult râvnită de către producătorii de mere ca să-și poată exporta producția prin mai multe țări. Mere care ajung și în Orientul Mijlociu, dar și prin alte părți. E vorba și de întreprinderea producătorului și exportatorului Valeriu Matkovski, despre care vorbea domnul Fala. Atenție la ecran! Prin această linie modernă de sortare din Bilicenii vechi Sângerei trec 10 soiuri de mere crescute pe cele 26 de hectare de livadă intensivă din satul Malinovskaya Râșcani. E livada asădită cu pueți importați din Italia și Franța. Sunt niște varietăți destul de, să spunem, solicitate pe piață și au și un preț mai bun. Este măr de club Story Red, măr de club Dalinet, este măr american Crimson Crisp, este măr tot de la francezii noștri care ei l-au creat, l-au selectat Geromini, este măr tot a francezilor noștri Galaval din familia Gala. Iată cam așa. Livada superintensivă de măr a fost plantată începând cu 2011 până în 2015. Patronul companiei, Valeriu Matkovski, afirmă că începutul nu a fost ușor. Nu a fost simplu, pentru că nu cunoșteam ramura. Ramura. Da, dacă să luăm, europenii iau 3-4 generații, îi cunosc toate secretele și nouă nu ne divulgă, măcar că noi suntem consultați și de francezi, și de italieni, și de germani. Dar încetșor, noi, datorită la consultațiile astea, noi am aflat multe secrete ține de tehnologie, de calitate, de alte întrebări de producere. Mai mulți ani la rând, merele erau exportate preponderent în Rusia. De ceva timp însă, exporturile au fost orientate spre alte piețe. Începând din anul trecut, noi am început să exportăm în țările arabe. Anul acesta, practic, toate merele se duc în țările arabe. Asta e Arabia Saudită, asta e Dubai, o să fie și Qatarul. Acum planificăm săptămâna viitoare livrarea în Iordania. Și livrăm, de acum am făcut livrări și o să prelungim și mai departe în Suedia. Hala de sortare a fost construită acum 6 ani cu investiții proprii, dar și cu credite de la bancă. Aici e sectorul de primire a merilor în container. Iată, stivitorul se vede cum el a adus containerul. Și asta e un sistem, un sector semi-automat, desigur el e mai scump. Și iată sistemul ăsta care îl vedeți, robotul ăsta, el dă drumul în container, iar el mă i-a dat drumul. Merele se duc pe apă, așa e baia de apă. Și pe urmă, containerul gol se duce în dreapta, altul plin vine în locul ăsta. Și mai departe merge baia de apă și mai departe merge de acum spalarea mărului adăugător și sortarea după indicii care îi instalăm, îi setăm în computator. Un impediment al exportului de fructe în țările Orientului Mijlociu ar fi însă lipsa contractelor de liber schimb între țări, adică între Republica Moldova și țara unde sunt exportate fructele. Acest lucru duce la cheltuieli în plus pentru exportatori. Iată, în caz de față, noi planificăm în Iordania. Noi, pentru a face export în Iordania, nu există așa contract între țările noastre de liber schimb, așa îi spune. Și de aceea o să fim nevoiți la intrare în Iordania să plătim deva mare, să plătim taxe, să plătim în plus peste 20% din preț, ceea ce nu e admisibil. Noi nu putem să ne permitem chestia asta. Prețurile la mere, cum au fost 5 ani în urmă,
așa și astăzi, dar restul tot s-a ridicat. Asta e energie electrică, asta sunt preparatele de uz fitosanitar, asta e salariul, asta e utilajele, asta e tot absolut. Producătorul și exportatorul de mere susține că o mare problemă în exportul de fructe e faptul că nu este organizată adecvat trecerea frontierii Republicii Moldova, deși există în acest sens o hotărâre legislativă în privința simplificării la maximum a trecerii frontierei pentru produsele ușor alterabile. Regimul ăsta s-a început și s-a terminat, s-a finalizat. Întâi au început să treacă mașinile, pe urmă au hotărât alți transportatori, Vasile, Ghiță, Ion, Mișa, nu știu cine, care e mai presus decât guvern și mai presus decât tot, streacă câte o mașină refrigerator, peste 4 mașini de astea care... Și pe urmă au mai... Stați că nu-i de ajuns, haideți de mnou peste 4, haideți peste 10 mașini. Și mașinile noastre, de aici încărcate, refrigeratoare, auto, ele trebuie să treacă prin frontieră, să intre în România, să ajungă în port Constanța, să încarce în vapor, să duc pe cale maritim. Eu nu pot să le trimit cu 10 zile în față, că nu, asta nici o să trebuia să plătesc transportul, dar nu-i sunt condiții de a păstra în autorefrigerator. Și de aceea se primește că noi nu putem trece vama, trebuie maxim 4 zile mașina să fie încărcată și ajuns și descărcată în containerul cel maritim, în vapor și să fie conectat la priza electrică. Exportatorul spune că acest impediment duce în primul rând la cheltuieli suplimentare foarte mari. Domnule Baltaghet, uitați-vă că vorbea producătorul Matkovski despre o mare problemă, e vorba despre trecerea deci frontierii moldo-române. Deci cum puteți să comentați dumneavoastră astfel de lucruri din moment ce există niște norme legislative și uitați-vă că nu se respectă? Da, există ordinul numărul 182, ordinul comun semnat între Biroul Serviciu Vamal și Agenția Națională de Siguranță Alimentelor referitor la trecerea cu prioritate, adică... cu prioritatea producției perisabile, în care se indică numărul autorizării fitosanitare, dar probabil mai este legat și de fluxul de transport care traversează Republica Moldova, situația care există în regiune, exporturile care au început și la produsele agricole cerealiere, semințele de floare soare, deci probabil se formează această abundență de camioane la trecerea vamală. Dar în sensul respectiv există ordinul 82, care anume reglementează... Care se încalcă, de fapt? Reglementează fluxul camioanelor cu producție agricolă perisabilă. Domnule Falaia, spuneți, cât de greu le vine la producători, la exportatori? Trebuie să spunem de la... și toți trebuie să cunoască, și inclusiv și telespectatori, și guvernanțe, și producători. Noi suntem într-o regiune unde trebuie să concurăm. Concurența este foarte mare. Noi suntem nevoiți să cheltuim pentru logistica exporturilor care se așează asupra prețului de desfacere, da? Logistică. Dacă să menționăm faptul, un singur exemplu, comparativ cu exportatorii de mere din Serbia, noi suntem nevoiți să plătim cu 2.000-2.200 de dolari mai mult pentru un container de 20 de tone. Pentru un transport, da? Adică asta este când era portul Odessa, da? Adică noi acest lucru nu-l aveam, pentru că noi aveam posibilitatea să aducem containerul la depozit, să-l încărcăm, să-l conectăm la priză și să-l ducem pe vapor direct. Și asta durea în decurs de 2-3 zile. Acum, vă închipuiți, container nu putem să aducem pentru că sunt restricții de greutate pe traversarea României. Și suntem nevoiți să exportăm merele în tiruri auto, în portul Constanța să facem transbordarea
Știți unde se încarcă pe container și spune poi pe vapor. Iată, fiecare zi care noi o pierdem la vamă, pentru traversarea frontierei de stat, pentru că noi avem 450-500 de kilometri până la portul Constanța. Și vaporul nu ne așteaptă. Vaporul vine în anumite zile, în anumit grafic. Și atât aici noi am ridicat la toate nivelurile, inclusiv și la președintele țării, noi am înaintat demersuri pentru că pe partea Republicii Moldova există o posibilitate sau potențial de a procesa tirurile la frontieră mai rapidă decât pe partea din Uniunea Europeană, să zicem așa, în România. Și acest lucru a fost în vizor permanent la asociație, inclusiv și ordinul acesta a Comuna Serviciului Vamal și a ANSA. Tot la insistența asociației a fost. Tot la insistența asociației Moldova-Fructa a fost întreprins și noi știm că el va fi valabil doar pe parcursul stării de urgență și am inițiat demersurile și sperăm și Ministerul Agriculturii ne va susține ca să fie reglementat acest lucru și pe aplicare legislativă, adică să nu fie, să fie ceva obișnuit. Știm că este o hotărâre de guvern care menționează lucrul acesta, dar noi vrem să ne asigurăm că nu vine Gheorghe Ghiță sau Ion și trece în afara... Noi înțelegem că și ei sunt antreprenori, dar pentru produsele perisabile trebuie să fie o trecere mai fluidă. Pentru că acest lucru va aduce valută în țară de la export și pierderea unui contract, asta e pierderea unor încasări în valută care în spate stau brațe de muncă, stau inițierea noului sezon de producere și trebuie să ținem cont de faptul că anul acesta 2023 a creat o fereastră mare de oportunități. Foarte mult, cum a menționat domnul Anatole, au descoperit gustul fructelor din Moldova. Gustul deosebit. Noi vorbim despre brandul de țară, Moldova un gust deosebit. Și iată, în țările care sunt cu care noi facem contract cu clienții, este grafic. El trebuie să ajungă la o anumită zi. În caz când tu nu respecti graficul care ți l-ai asumat contractual, să începe penalități sau chiar poate să refuză de marfă. De atâta, acest subiect trebuie să fie pe ordine de zi ca să fie mai fluid. Noi înțelegem, noi suntem într-o regiune unde s-au redirecționat fluxurile din Ucraina. Înțelegem și asta este normal că să-i ajutăm. Dar trebuie să stea la negocieri cu partea română, cu Uniunea Europeană, dacă România face parte de Uniunea Europeană, și să fie găsite, identificate soluțiile. Pentru că 70 de ani înainte noi mai mult prin frontiera asta o să facem export. Domnule Coadă, deci strugurile dumneavoastră sunt exportați la direct sau prin intermediare? Adică nu ați dat strugurii în grija exportatorilor, altor traderilor sau cum? În majoritatea cazurilor, da. Asta ne-am asigurat și noi și din cauza necesităților stringente de a recolta în urgență, nu avem noi în cadrul întreprinderii unități ceva de transport personale sau căutăm prin intermediar și am fost nevoiți să vindem marfa direct și să ne scoatem întrebarea asta de export. În majoritate, dar am făcut câteva exporturi în Rusia, am făcut în Mongolia, am făcut... Și la direct? Da, și la direct. Și v-ați ciocnit și dumneavoastră? Păi este ca la peste tot, măcar cum a spus și domnul Hal, pentru că noi avem, este prioritate, dar totuși la vamă se întâlnesc mulți cu prioritate și se primește încă un rând, așa să-i spunem noi, același rând. Deci de atâta, dar bine mersi, parcă am reușit. Acum vom avea o scurtă pauză, după care vom reveni la discuțiile din studio, creșterea exporturilor de struguri, mere și prune, publicitate.
Am revenit la discuțiile din studio. Vă amintim că astăzi discutăm despre majorarea exporturilor de prună, mere și struguri, fructe care ajung în afară de mai multe țări ale Uniunii Europene și în mai multe țări din Orientul Mijlociu, dar și prin alte părți. Vă mai reamintim că astăzi îi avem în studio pe domnul Anatolie Coadă, deci manager la întreprinderea de creștere a fructelor din Semionovca Ștefan Vodă, pe domnul Iurie Fală, directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, și pe Grigore Baltac, șeful direcției politici în sectorul vegetal al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Domnule Baltac, spuneți-ne, vă rog, la ce ar servi, deci, asocierea producătorilor, pentru că știm noi că anume cu asocieri, cu cooperative, alte țări au avut și vor avea succes. Ce se întâmplă la noi? Și la noi una din preocupările de bază, prin politicile care le promovează Ministerul, este orientarea fermierilor pentru asociere în cooperative de întreprinzători, în grupuri de producători. Pentru asta s-a mers și mai departe, inclusiv în procesul de subvenționare, pentru subvenționarea infrastructurii de producere. La grupuri de producători, la cooperative de întreprinzători se oferă cu 25% mai mult subvenția decât pentru un agent economic singular. În afară de aceasta există și alte măsuri, inclusiv de promovare, inclusiv prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale care urmează să ajungă la conștiința producătorilor, fermierilor de a se asocia. Nu există posibilitatea de a te menține pe o piață, de a avea un flux stabil de producție, livrare stabilă pe o anumită piață, mai ales piețe la distanță mai mare, atât cum s-o menționați aici în studio, la câteva mii de kilometri. Dacă nu există asociere, dacă nu există un sistem integrat de producție livrată la timp. Fiindcă de unul singur un fermier nu poate să menține pe piață, nu poate să livreze pe raft producția, în special producția de fructe proaspete, continuu. De ce este nevoie de asociere? Cu părere de rău, fermierii mulți mai au anumite reticențe. Iată, chiar vreau să-l întreb pe domnul Fala. Spuneți, vă rog, care ar fi motivele că moldovenii nu prea se dau la asociere? Moldovenii nu prea se dau la asociere anume a face business, dar de multe ori se asociază pentru alte lucruri, pentru că noi tradițional în satele noastre ne-am cooperat. Dar să vorbim despre de ce este necesară asocierea. Eu o să menționez faptul că studiile sau cercetările și calculele care le-am făcut noi la Moldova Fruct, în general noi ratăm 25% din vânzări. Din cauza, da, din cauza că... Adică nu din vânzări, dar din veniturile pe care le putem avea. Da? Adică venituri ratate. De la vânzarea producției și cheltuim mai mult, undeva cu 15% când cumpărăm mijloacele de producție. Uh-huh. Și acest lucru ne face pe noi să stăm la muchii de cuțit cu competitivitatea. Când vorbim de asociere și noi vorbim în Asociația Moldova Fruct de conectare sau de integrare în piață. Adică asta creează modul cum piața organizează, pentru că nimeni nu vrea să vândă producția când este abundent, pentru că sunt prețurile mici și statul nu vrea să aibă deficit de produse sau piața sau cumpărătorii nu vor să lucreze cu furnizorii care anul ăsta pot să dau producție, dar la anul nu-ți dau. Asta este. Și este o necesitate și noi vorbim de integrarea în piață. Și pentru asta trebuie să punem accente și statul ar trebui, noi avem în strategia noastră, să stimuleze consolidarea pieței în jurul fie a cooperativelor, fie a grupurilor de producători, sau fie împrejurul unui consolidator privat, care îi poate organiza și poate să-i circule informația din piață până la producător și el știe din start când să pregătești, să formezi ori să înființezi o livadă, unde să o vândă. Uh-huh. Noi suntem încă la etapa că nu putem să schimbăm conștiința și mentalitatea oamenilor și chiar nivelul de educație atât de rapid. În țările de unde noi am avut recent în luna octombrie o delegație din
Uniunea Europeană, care colegi de-a noastră, și eu spus că da, voi aveți niște pași care îi faceți pentru moderniza structura, dar încă multe lucruri ne aduc aminte de perioada cu 50-60 de ani în urmă. Adică trebuie împreună să înțelegem lucrurile astea și acum când cerințele noi față de calitate și piețele noi, fără asociere, este foarte greu de... Dar care e situația reală? Deci sunt totuși cooperative în domeniul producerii de fructe? Noi nu putem exclude că sunt câteva care trebuie să servească model. Așa. Sunt la centru, la sud, la nord, avem cooperativă AgroStock care este în domeniul aprovizionării cu mijloace de producție, dar la vânzarea producției trebuie să recunoaște că sunt încă foarte puțini. Încă foarte puțini. Pentru că avem noi încă rânza moldovanul care nu ne permite să depășim anumite bariere. Pentru că atunci când intri tu în cooperativă, tu cedezi din puterea ta de decizii la anumite, trebuie să cedezi. Nu trebuie să te încadrezi într-un program. Dacă e și angajamentul trebuie să fie angajament. Nu există că astăzi îmi iau angajamentul, dar mâine dimineață îl retrag înapoi. Pentru că asta revine mai departe în pașa de a construi niște relații cu cumpărătorul mărfii. Spre exemplu, dacă ai stabilit o relație cu o rețea de magazine din România, care te încadrează pe tine într-un program. Și el rezervează pe loc, pe raft, pentru marfa care vine de la tine. Și dacă tu nu o aduci, de atâta că nu se respectă angajamentele membrii grupului, atunci data viitoare nici nu vrei să audă de tine. Da. Dispare întrebarea. Domnule Coadă, dumneavoastră, deci sunteți într-o asociație, sau cum? Suntem membri asociației Moldova Fruct, dar eu am stat tot timpul și spun că viitorul pentru asociere, pentru că sunt foarte mulți producători mici și de asta vedem foarte mulți care sunt nemulțumiți, că n-au unde realiza marfa, n-au unde o da marfa, avem un hectar, avem două. Evident, cu două hectare, e greu să realizezi marfa pe piață, internul unde poate fi un surplus în timpul recoltării, adică și prețurile, evident că nu poate să-l aranjeze. De aia este necesitatea de asociere. Asocierea, cum a spus domnul, în cadrul unor grupuri, în cadrul asociației de export. Atât, într-adevăr, cumpărătorul care vine, ceilalți polonezi care vin și, cum a menționat și domnii, ei cer într-adevăr ca marf să fie în cantitatea lor necesară lor, să fie fluent, să fie exportat conform unui grafic ca să ajungă la ei în de timp. De aceeași calitate. De aia, ăștia mici producători, asociindu-se prin producători mari, evident că și ei vând marfa și dispar acele întrebări. De tăi, asocierea este un lucru foarte bun și numai cred că asta și viitorul. Domnule Baltac, ne dăm bine seama că aceleași mere, prune, struguri care merg acum la export sunt din livezi intensive, super intensive. Deci, care sunt ajutoarele din partea statului, iată, pentru plantațiile de fructe, în special de astea de fructe? Da, deci conform principiilor de subvenționare și a programelor de subvenționare curente, la plantarea unei livezi de măr se oferă în funcție de numărul de pomi pe suprafață, se oferă o subvenție între 30-70 de mii de lei per hectar. La măr, la prune variază de la 25 până la 75 mii hectar. Iată, la plantațiile de struguri de masă, de tip pergola, care am văzut în reportajul dumneavoastră, mărimea subvenției ajunge până la 100 mii lei per hectar. În afară de aceasta, prin subvenționare complementară, prin subvenționare în avans, fermierii mai solicită sau mai beneficiază de subvenționare până la 300 de mii de lei pentru
creditare, rambursarea creditelor și a dobânzii eferente. Până la 50% din costurile înregistrate la consumul de energie electrică pentru irigare. Adică ajutoare, deci facilități există, sunt. Da, evident. Se subvenționează la plantarea, adică înființarea plantării, subvenționează sistemele de irigare, subvenționează sistemele de suport, corespunzând lui până la 100 de mii, gable, mai puțin, sistema de pergolă, până adică la 100 de mii. Fiecare livadă e, sau plantație e, subvenționează la diferite etape. Adică diferite elemente în parte. Aha. Diferite elemente în parte. Fie pentru plantare, pentru pom, fie pentru sistem de suport, fie pentru irigare, adică ele sunt destul de atractive pentru producători. Noi observăm că sunt suprafețele înființate de la an la an scad. Și acest lucru, pe de o parte, se înființează livezi mai superintensive, mai productive. Dar, pe de altă parte, ne îngrijorează că tot mai puțin livezi, pentru că trebuie să cunoaștem piețele unde să le, noi să desfacem această producție. Scad de atâta pentru că renunță unii sau cum? În primul rând, la noi, Republica Moldova, noi avem, spunem așa, un patrimoniu pumicol destul de îmbătrânit. Nu toate livezele au acei factori de producere care sunt și mulți, mai ales schimbările climatice o să impună pe mulți să-și regândească afacerea în domeniul pomico. Noi, ca asociație, avem anumite obiective ca să susținem dezvoltarea membrilor și non-membrilor, pentru că ei beneficiază și ei cunoștințele sau relațiile pe care le facem. Să construim niște livezi moderne care pot să asigure calitate permanentă, da? Adică stabil în timp. Să identificăm piețe de desfacere. Și aici când vorbim despre piețe de desfacere, asta nu este rolul ministerului. Absolut. Statul trebuie prin politicile lor și pentru relațiile cu deschiderea porților, rolul statului. Creșterea produselor. Iar noi, sectorul privat, trebuie să ne ajustăm la acestea. Și eu vă zic că de ce ne cunosc pe noi, pe moldoveni, cu fructele noastre? În ultimii ani noi participăm la cele mai importante târguri internaționale, cum ar fi Fruit Logistica, Fruit Attraction, Asia Fruit Logistica, Indagra București. Adică sunt lucruri că pe noi trebuie să ne cunoască, în primul rând. Dar se mai uită încă pe hartă unde e Moldova sau încep să nu mai întrebe astfel de întrebări? Vreau să mă adaug aici pentru că vorbesc de struguri în special pentru că am spus și de timpul și la unii a noștri să nu lărgim mult plantațiile din Moldova, dar să ne destui Moldova, am în vedere struguri de masă, dar să ne reorientăm deja și noi ne-am făcut primii pași în direcția aceasta pentru că vorbim de piața europeană, dar în ultimii ani fie cei germani, fie alte popoare solicită, sunt foarte solicitați strugurii soiurile perene. Fără semință. Da, fără semință, așa să-i spunem noi, soiurile perene. Și eu cât cunosc aproape jumătate din plantațiile italienilor deja au trecut, le-au schimbat trecând la recoltarea soiurilor date. Noi am încercat să avem primele încercări și noi și știu că în Republică se fac încercările date. Noi am plantat deja 5 hectare cu soi de aperien chișmiș lucistei. Vedem anul ăsta, intrăm cu el în rod, vedem care sunt. E corect, pentru că avem rezerve la domeniul dat, pentru că la noi ele foarte puțin au fost studiate, cum se arată, cum se vor arata, dar e mâinile noastre, stând și așteptând, cred că nu vom reuși. Mergând pe unii pierzi, pe unii astfel ceva, să te faci mai tare și reușești până la urmă, până în fine. Deci de aia și cred că viitorul care să reorganizeze acum la piețele europene și anume la multe, la creșterea paralel cu soiul Moldova, care eu nu spun că nu trebuie crescut, pentru că e un soi deosebit, după calitățile lui gustative, de condițiile de export,
import, de păstrare, nu se discută, dar totuși trebuie să ne reorientăm și știu că este și la noi soi chișmiș moldovenesc, destul de bine să se menționează, să arată așa, dar și multe alte soiuri care ar trebuiască de cucerit și altfel viitorul lor. Așa, deci vă întrebam, cât de cunoscuți am devenit în ultimii ani? Deci pe piețele lumii, în sens cu... Vă întrebam dacă se mai uită așa să găsească Moldova pe hartă. Noi foarte puțin că i-am informat despre Moldova, că există, mai avem foarte mult ca să le prezentăm țara noastră, pentru că a te ancora în lista sau agenda unui importator este un lucru foarte greu. Și acest lucru este să nu se face sporadic. Trebuie să avem, și domnul Anatol a menționat foarte corect, trebuie să avem niște foi de parcurs foarte bine clar determinate. Și noi, iată, săptămâna trecută am avut conferința Business Fructelor în Republica Moldova, unde noi am vorbit despre lucrurile astea. Au venit exportatorii care au menționat la care punct trebuie să lucrăm împreună, exportatorii noștri. Au venit importatorii care au lucrat cu prunile, cu cireșile noastre, pentru că anul acesta noi considerăm cireșile din Republica Moldova ca o bijuterie ascunsă. Eu fost descoperită de către europeni și mulți clienți care au lucrat cu cireșile moldovenești au spus că ei la anul își pregătesc plan de a lucra cu Moldova. Dar ca a lucra în Uniunea Europeană cu cireșe, noi trebuie să avem infrastructura de post-recoltare. Iar la noi, pentru cireșe, completamente lipsește. Nu există, da. Vom vorbi și despre cireșe și despre alte fructe delicioase de la noi din Moldova în alte emisiuni. Acum vă rog mult, avem foarte puțin timp, într-o frază, deci o concluzie la tema discutată astăzi. Domnule Coadă. Una, ne dorim și dorim ca să mergem înainte, să facem planuri bine gândite, să chipzuim la rece și să muncim și să muncim numai rău ca cum am lucrat acum. Cred că asta este și viitorul. Așa, domnule Baltaghe. Da, politici de performanță, tehnologie inovative, piață de desfacere și calitatea producției. Asta este viitorul agriculturii autohtone. Domnule Fala? Sectorul de fructe din Moldova și de struguri de masă are un viitor foarte bun, dar trebuie să-l facem numai toți împreună. Sunt perspective extraordinare pentru asta. Deci ediția de astăzi se încheie aici. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Le mulțumim și invitațiilor noștri. Sunt Liliana Mircea. O seară liniștită să aveți. La revedere!